Ia uitați. Bună dimineața! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o negresă la minut. O negresă sănătoasă. Ia uitați-o. Așa arată. Este super, super delicioasă și o să vă spun ingredientele, o să le cântărim împreună astăzi și o punem la cuptor și după aceea o să ne vedem când o scoatem. Și vom face o negresă cu banane, deci o să avem nevoie de două banane, o să le cântărim pe rând în timp ce le punem, două ouă, vanilie, ghimbir, bicarbonat de sodiu, cacao, fulgi de uvăz, vom pune apă, sare, miere de albine și ulei. Și eu aici am ras ghimbirul, o să-l cântărim și vă spun toate cantitățile. Așa, deci cam așa o bucățică de ghimbir am ras. Deci facem cu banane și ghimbir astăzi. Deci așa o să arate. Eu am dat-o cu puțin zahăr pudră, dar puteți să o dați și cu ciocolată sau faceți un sirop de miere cu o lingură de ulei și cu cacao și dați pe deasupra. Așa, și să vedem cum preparăm noi această prăjitură. Eu mi-am pregătit aici un cântar. Așa. Și am să pun în bolul nostru. Ia să mă uit pe cameră să așez totul așa să se vadă bine. Bună dimineața și bine ați venit. Așa. Mi-am pregătit aici o tavă unde am să o tapetez cu hârtie de copt. Okay. Așa, de 22 este diametru și vom pune, se face foarte, foarte repede, vom pune două ouă, așa, Bună dimineața, Dana! M-am trezit de vreme astăzi, m-am trezit de la 5. Mi-am pregătit ingredientele, am băut cafeluța și am intrat astăzi mai devreme că am treabă și este foarte, foarte cald în Iași. Și am să intru mai des în direct. Așa, acum punem la cuptor și după aceea, după o oră, am să intru să vă arăt cum a ieșit. Durează 30 de minute la cuptor, 25-30. Încercăm cu scobitoare. Așa, și am pus două ouă. Am să pun două banane coapte și am să le și cântăresc. Deci o are circa 55 grame. Așa, și cântărim bananele. Vedeți, sunt coapte și am să pun una. Are 85 una. Și cea de-a doua. Împreună. Deci 190 de grame au bananele curățate împreună. Așa. Am să dau puțin deoparte și am să lipisez așa, vedeți? Am să lipisez așa cu o furculiță, cu ce doriți. Ele sunt moi. Așa. Și le amestecăm cu ouul. Am să pun miere de albine în loc de zahăr, dar cine dorește poate pune zahăr. Așa. Am să pun din nou pe cântar și eu am să scântăresc totul împreună cu voi. Și o să punem 100 de miere. Eu am miere de salcăm astăzi. Așa, și am să pun 100 de miere.
Am să mă uit la cântar încet, încet. Ups. Așa. 100 de miere. O să punem ghimbir dat prin răzătoare, deci cam așa o bucățică și l-am ras. Și să vedem cât avem aici. Deci cam 20 de grame în total. Așa. 20-21 am avut. Am să pun și vanilie. Aici am un praf de sare. Așa, și să-l punem pe tot. ~150 de apă. Am să cântăresc 80 de ulei. Încet, încet cântărim. Să știți că este foarte, foarte, foarte bună. Așa, 60, 72 și încă puțin să facem 80. Așa. Avem 80. Am să dau deoparte. Și amestecăm acum toate ingredientele. Acum voi adăuga 250 de grame de fulgi de ovăz. Tot așa să cântărim. ~250 fulgi de ovăz. Așa. Și punem și cacao, circa 2 linguri de cacao. O să punem. Și am să vă spun câtă cacao pun. Aici am lăsat 2 linguri, 20 de grame de cacao. Și acum amestecăm. Și bicarbonatul punem la urmă. Și amestecăm așa bine totul. Amestecăm bine. Și acum voi pune o linguriță de bicarbonat. Ia să vedem dacă mi-o cântărește cântarul. Deci am 114 și cum să vă spun o linguriță cât pun. Ia, bicarbonat alimentar, deci o linguriță rasă. Cam așa. Și punem. Deci cam 6 grame de bicarbonat am pus. Am să dau cântarul deoparte. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Nu trebuie nici mixer, nu trebuie nimic. Acum voi da deoparte. Aici am tava mea. Am o foaie de copt. O împart. O împăturesc. Așa. Și să o punem în interior. Fără să ungem tava, fără să ungem nimic. Așa. O împăturim ca să facem un cerc.
Îl așez de aici la mijloc și o să tăiem de aici. Bun, perfect. Deci tăiem de aici. Așa. Desfacem și punem în tavă, vedeți? Așa. Vreți să se lipească? Ungeți cu puțin ulei sau cu puțină apă și se lipește de tavă. Mai amestecăm acum puțin. Deci este bine să o lăsați măcar 10 minute să stea ca să absoarbă zeama acești fulgi de uvăz. Așa. Și acum amestecăm așa bine totul și punem în tavă. Dăm la cuptor la 180 de grade, circa 25-30 de minute. Și apoi voi intra, după ce o scot din cuptor, să vă arăt cum a ieșit. Deci, eu am făcut sâmbătă. Ia uitați, am dat-o cu puțin zahăr. Cam așa este. Este moale, să știți că este umedă, este super de bună. Să încercați. Așa. Și amestecăm încă puțin și acum o punem în tavă. Aici avem tavă. Așa. Și acum voi pune totul în tavă. Așa. Punem totul aici. Așa. Acum am să o bat așa puțin ca să se ducă uniform peste tot. Ia uitați. Și o dăm la cuptor 180 de grade sau cine nu are temperatură la foc potrivit, circa 25-30 de minute și înțepăm cu scobitoare. Și o dăm prăjitura noastră, am scos-o din cuptor și a stat 30 de minute la cuptor. Și este gata. O să o scoatem acum din formă. Am lăsat-o să se răcească puțin. Am să o pun în tavă. O să o decorăm cu puțin zahăr pudră. Și am să folosesc această hârtie care mi-a rămas de când am tăiat de aici. Așa. Și am să o scot încet așa. Și am să o pun pe farfurie. Așa, scoatem din tavă. Încă este caldă, să știți. Așa, punem deoparte. Și să scoatem și hârtiuța. Așa, tot cu tava am să o pun deasupra și am să întorc. Ia să vedem, să nu facem pozne. Așa. Am să scot cutia. Ia uitați cum arată. Așa. Și punem farfurie și întoarcem. Vedeți? Așa arată. Și acum, cu hârtiuța care am tăiat-o de la copt, am să fac un model ca să pudrăm deasupra cu puțin zahăr. Tai. Așa, și le așezăm așa peste. Vedeți? Dacă doriți să faceți așa. Dacă nu,
Așa. Puțin, puțin, nu prea mult. Așa. Dar așa o tentă. Aceasta este opțional, că este făcută fără zahăr, doar puțin am pus și acum am să le iau. Așa. Am să tai, să vă arăt și cum este, dar că încă este călduță. Așa. Ia uitați cum arată. Este super, să știți că este super. Și la cine a venit mai târziu, această negresă, să-i spunem așa între ghilimele, că este făcută cu banane, cu apă, cu miere, cu ulei, cu ghimbir, cu sare, bicarbonat și fulgi de ovăz. Deci aceasta este prăjitura negresă făcută. Încă este caldă. Ia uitați. Așa. Ia să întorc puțin camera să mai vedeți. Bună ziua, bună ziua. Ia uitați negresa. Este delicioasă. Așa arată de desubt. Ia uitați. Un deliciu. Este caldă, este bună. Astăzi am intrat foarte devreme față de zilele trecute. Și o să intrăm mai dimineața că este mai răcoare. Și să vă arăt foarte, foarte, foarte multe rețete și o să începem să facem și unguente pentru dureri, dureri articulare, creme pentru față. O să facem multe, multe, multe împreună. Aceasta este prăjitura, este un deliciu. Am să și gust. Ia uitați. Este super. Să o încercați, este moale, este pufoasă. Dacă doriți, puteți pune și puțină miere cu puțin ulei, o linguriță de ulei și o linguriță, două de apă și faceți un sirop și puneți deasupra dacă doriți. Să o încercați, este delicioasă. Vă pup, vă doresc multă sănătate. Am să torc camera să vă mai arăt odată. Ia uitați. Este delicioasă. Ia uitați cum arată. Este moale, 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 vedeți? Așa. Deci este făcută cu fulgi de ovăz. Și eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc multă, multă, multă sănătate. Și ne vedem și mâine cu noi rețete. O zi frumoasă. Și încă o dată mulțumesc din suflet. Vă pup dulce. O zi frumoasă. Multă, multă sănătate vă doresc. La revedere. Și să încercați rețeta, să-mi spuneți dacă vă place. Vă pup, o zi frumoasă în continuare. La revedere!